Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne în slăvita duminică a florilor, a intrării Domnului în Ierusalim, când postul de pocăință, cel de 40 de zile, s-a încheiat și când de acum mergem cu Mântuitorul pe drumul crucii. Îl însoțim în pelerinajul acesta către Ierusalimul cel ceresc. Și îl întâmpinăm în săptămâna aceasta cu cântarea Iată Mirele Vine, la denile din această săptămână. Sunt trei evenimente pe care le descrie Evanghelia de azi, de la Ioan. Prima dată, ungerea lui Iisus, ungerea picioarelor lui Iisus cu mir de către Maria, sora lui Lazar. Faptă care simbolizează, care prevestește patimile și moartea Domnului. Căci Iisus însuși a tâlcuit aceasta și a spus, las-o că pentru vremea îngropării mele a făcut aceasta. Apoi, intrarea Mântuitorului în Ierusalim și aclamarea de către mulțime cu strigarea Osana, Osana fiului lui David și întâmpinarea cu ramuri de finic. Și mai este un eveniment care îl găsim în completare la evangheliști, la Evanghelia de la Luca, în care aflăm sensul intrării Mântuitorului în Ierusalim. Căci atunci când a intrat în Ierusalim și a văzut cetatea, spune Evanghelia, a plâns Mântuitorul pentru ea. Și a spus, dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta, adică, dacă ai fi cunoscut că eu sunt împăratul cel ceresc, dacă ai fi cunoscut felul în care te cercetez eu, nu ca un împărat biruitor pe lume, nu ca un stăpânitor politic. Și apoi adaugă, dar acestea sunt ascunse de ochii tăi, căci vor veni zile când dușmanii tăi te vor face una cu pământul și nu va rămâne din tine piatră peste piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Adică, Mântuitorul spune că iudeii din vremea aceea nu au înțeles sensul intrării Mântuitorului în Ierusalim. Au rămas cu mintea la înțelesurile omenești. Și ce așteptau ei? Ne dezvăluie prorocul Zaharia în capitolul 9, amintit parțial în Evanghelia de azi de la Ioan. Bucură-te, fiica Sionului, iată împăratul vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin pe mânzul Asinei. Și apoi adaugă, el va nimici carele din Efraim, cai din Ierusalim, și împărăția lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare și de la Eufrat până la marginile pământului. De aceea iudeii din vremea Mântuitorului aveau această nostalgie a împărăției. A unui regat, a unui rege biruitor care să-i scape de sub stăpânirea romană și să le redea libertatea de altă dată. Nu a fost prima ocazie în care ei vedeau în Mesia ca pe un eliberator politic al poporului Israel. S-a mai întâmplat la minunea mulțirii pâinilor, relatată de evanghelistul Ioan. Atunci au spus, iată, acesta este prorocul cel care va să vină în lume. Și cunoscându-l Iisus că vor să vină să-l facă rege, a plecat dintre ei și s-a dus la munte. Poate că ei așteptau ca după intrarea Mântuitorului în Ierusalim să meargă la pretorul, unde era garnizoana romană, să-i libereze de aceștia. Însă gestul pe care l-a făcut Mântuitor după intrarea în cetate a fost să meargă la templu și să scoată schimbătorii de bani de acolo. Se pedepsească, s-a dus pentru o altfel de eliberare. Pentru eliberarea de iubirea de arginți, care se mai cheamă și arghirofilie. Mântuitor tot timpul accentuează că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Că răul nu se biruiește în afară, în exterior, că răul se biruiește în inima omului. Noi astăzi, când amintim de strigarea aceasta, Osana,
astăzi a căpătat un înțeles cumva mai peorativ. A aduce o sanale cuiva, a lăuda, poate exagerat, a exagera meritele, sau, cum spunem noi, a face cultul personalității. Dar sensul din vremurile acelea era mai profund, mai duhovnicesc, căci osana înseamnă ajută-ne pe noi, mântuiește-ne pe noi, adică fie liberatorul nostru. Însă Mântuitorul nu s-a potrivit așteptărilor oamenilor, căci iată, cântarea aceasta, osana întru cei de sus, pe care noi am preluat-o în liturghia noastră, după aceasta, ce biruință sărbăm noi, iubiți credincioși? După aceasta, imediat, auzim, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Adică vestim patimile și moartea Domnului. Și felul în care Mântuitorul a venit la Ierusalim, la poporul său, îl arată ca un împărat smerit care nu primește slavă omenească. Așezut pe un asin, pe mânzul asinei. Și cea mai frecventă interpretare este aceasta, că mânzul asinei, care este încă neînvățat, nedeprins cu stăpânul, semnifică pe popoarele păgâne, care îl vor primi pe Mântuitor, vor primi credința și creștinismul. Dar într-un alt sens, ce mai înseamnă aceasta? Ce mai înseamnă postura în care îl vedem pe Iisus în icoana praznicului de astăzi, șezând așa, nu călare pe cal, triumfător, cum ar fi intrat guvernatorul Iudeii, cum ar fi intrat împăratul roman, ci în postura aceasta se comportă ca un împărat care nu primește slavă de la oameni, a cărui împărăție nu este de aici, și care ia toată slava pe care o dau oamenii și o duce sus la Dumnezeu, o duce la Tatăl. Adevărata slavă la care face trimitere sărbătoarea de astăzi, o avem prefigurată la schimbarea la față. Relatată de Luca, evanghelistul, când spune, iată, doi bărbați vorbeau cu el care erau Moise și Ilie și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Acolo era slava adevărată după patimile, după moartea, răstignirea și după învierea Domnului. Și apostolii, Petru și cei ce erau împreună cu ei, deșteptându-se, au văzut slava lui. Au văzut prefigurarea acelei slave. Pentru această slavă a venit Mântuitorul și pe aceasta o căuta. El a spus în repetate rânduri, slavă de la oameni nu primesc, căci am venit în numele Tatălui. Dar v-am cunoscut că nu aveți în voi dragostea de Dumnezeu. Și poate s-au mirat concetățenii lui, de ce să nu aibă ei dragostea de Dumnezeu? Și el spune, pentru că voi căuta slavă de la oameni, slavă unii de la alții, dar slavă unicului Dumnezeu nu o căutați. Așa se comportă omul care caută slava pe pământ, care caută slava împărăților pe pământ, și care prin asta renunță la slava adevărată pe care o dă Dumnezeu. Aceasta o întărește evanghelistul Ioan când spune că dintre căpetenii mulți au crezut în Iisus, dar nu l-au mărturisit de frica fariseilor ca să nu fie izgoniți din sinagogă. Că spune evanghelistul Ioan foarte adânc că ce-a iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Și prin asta au căutat și slavă omenească a lui Iisus, slavă pe care el nu o căuta. Că știm că slava lui nu avea să arate acum, ci după pătimire și după înviere, și mai ales la a doua venire, când va să vină într-o slavă Tatălui cu îngerii săi, când la înnoirea lumii Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale. De aceea, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, praznicul de astăzi, nu este o ocazie de festivism lumesc, de entuziasm din acesta omenesc, cum au avut concetățenii Mântuitorului. Căci el ne-a arătat goliciunea și deșertăciunea slavei lumii, a slavei omenești.
El nu vrea să-l așteptăm cum îl așteptau concetățenii lui ca eliberator de sub stăpânirea romană, ca eliberator din crizele exterioare ale poporului lui. Nu vrea să-l așteptăm ca un eliberator de crizele și de războaiele exterioare din lumea de azi, ci ca un eliberator de răul din adâncul nostru, ca un părinte care își asumă suferința și crucea vieții noastre, care ne poartă pe noi către un drum interior, până în adâncul nostru, unde murim și înviem împreună cu El. De aceea, florile trebuie să le întâmpinăm cu această inimă a lui Iisus, pregătite să îndure răul din afara lumii, dar asintită să biruiască răul dinăuntru, răul din inima omului, de la care vin toate relele pe lume. De aceea îl însoțim pe Hristos în acest drum al crucii, în acest pelerinaj către Golgota în această săptămână. Este un drum interior, este un drum asumat, este o sărbătoare care anunță dramatismul patimilor și răstignirii, dar care anticipează biruința învierii. Și de aceea serbăm, și nu suntem triști în această zi, o serbăm acest înțeles dramatic al evenimentelor care urmează și facem deslegare la pește pentru că anticipăm marea biruință și slava care are să se arate la Ierusalim, la Ierusalimul cel ceresc. Este un cuvânt frumos așa despre așezarea sufletească a omului, despre cum trebuie să întâmpine omul evenimentele vieții cu inima înfrântă și smerită. Și o definiție așa mai neconvențională spune că smerenia este să nu te miri de nimic din ceea ce ți se întâmplă și să nu socotești că ceva din lume este îndreptat împotriva ta. Asta este o socoteală nouă, duhovnicească, cu lumea, cu oamenii, cu răul din lume, cu răul exterior nouă, în care nu ne mai simțim mereu ațintiți de alții sau prigoniți sau cercetați, ci intrăm cu acea, întâmpinăm viața și evenimentele vieții cu acea inimă smerită a Mântuitorului. Înțelegem că răul nu se biruiește în afară și înțelegem că răul din afară nu ne poate face rău cu adevărat atâta timp cât nu ne determină pe noi să facem păcatul, atâta timp cât nu însămânțează răul în noi înșine, că acela este sursa întregului rău de pe lume. Și cu această inimă împăcată, cu această inimă smerită, cu inima cu care Mântuitorul a așezut pe Asin, pe mânzul Asinei, ne căutăm la o slavă omenească, ci la slava lui Dumnezeu care avea să arate după înviere, cu acest sentiment în inimă să petrecem și noi săptămâna aceasta, ca să-L întâmpinăm pe Mirele nostru, într-o eliberare a noastră și mântuirea noastră. Amin.